suntem onorați de prezența preasfinției sale de a veni astăzi la lansarea celor două volume. Mulțumim foarte mult! Să rămân! La cuvintele care deja s-au spus, îngăduiți-mi să mai adaug și eu câteva. În primul rând vreau să-i mulțumesc părintelui profesor Săsău Jean pentru gândul său de a include lansarea celor două cărți în cadrul acestui festival al cărților, pentru că părintele Benedict Ghiuș, care a însemnat atât de mult pentru biserică și pentru mulți fii ai ei, mai ales pentru unii intelectuali, importanța ei perioadei dinainte de 1990, este foarte puțin cunoscut. Eu l-am întâlnit de câteva ori la Mănăstirea Cernica în 1989 și la începutul anului 1990, chiar și în ziua provodirii sale, în 15 iunie sau în 16 iunie 1990. Aș vrea să vă spun că Părintele Benedict ar fi putut spune cuvinte atât de prețioase dacă ar fi trăit în vremea noastră. Atunci când a trăit el, vorbea cu greu, era vremea cenzurii, n-a reușit să publice nicio carte, din câte știu eu, în timpul vieții, doar câteva predici răspândite în câteva reviste ale bisericii. Cu toate acestea însă, el a avut o altfel de misiune. În primul rând, a fost un mărturisitor al temniților comuniste. Și acolo, în întâlnirile sale cu mulți intelectuali, așa cum au făcut-o și alți slujitori ai bisericii, a adus o importantă mărturie, pentru că mulți aveau să pomenească de el ca despre un om al lui Dumnezeu. Pe de altă parte, sunt mărturiile celor care l-au cunoscut la Mănăstirea Cernica, unde a locuit începând cu anul 1974 până în 1990, dar și la Catedrala Patriarhală din București, unde a fost slujitor mai mulți ani, sau la Mănăstirea Neamț, unde a fost profesor cu ceva timp înainte de decretul din 1959, la seminarul monahal de la Mănăstirea Neamț. Acolo, la Neamț, a descoperit prologele despre care a făcut referire și părintele profesor. Prologele pe care le citea în chirilică și pe care, la îndemnul unui alt călugăr nemțean, a ajuns mai târziu episcop și apoi mitropolit, este vorba de Nestor Vornicescu, a reușit să și le publice. Ele au fost publicate în anii din urmă și la București, dar mai întâi au fost publicate de mitropolitul Nestor Vornicescu la Craiova. Însă, cred că cea mai importantă misiune pe care a făcut-o părintele Benedict Ghiuș a fost aceea a întâlnirilor cu foarte mulți intelectuali. L-au vizitat nu doar oameni care aveau nevoie de cuvintele vieții veșnice, adică de cuvintele Evangheliei și de sfaturi folositoare, uneori chiar de spovedanii și de un canon pe măsură, dar l-au întâlnit și foarte mulți străini, pentru că unii dintre ei mi-au mărturisit, așa cum mi-a mărturisit și episcopul Marc Nemțeanu, misionar al Patriarhiei Române în ținuturile Galilor, care l-a întâlnit de cel puțin două sau trei ori și care a fost fascinat de întâlnirea cu el. La fel a fost și profesorul deja amintit, profesorul Olivier Clément și alții care l-au întâlnit în anii aceia. Părintele Benedict, dacă ar fi trăit în vremea noastră, s-ar fi mirat de ceea ce observăm noi, adică de această explozie a unor apariții editoriale. El, care a trăit într-o vreme în care cu greu apărea într-un an un titlu sau cel mult două, care treceau cu greu,
cenzura comunistă. Însă, cuvântul slujitorilor bisericii era atunci foarte ascultat. Așa se și explică prezența unor nume importante, a multor clerici care îl căutau pentru spovedanie, a monahilor din obștea mănăstirii Cernica, dar și a unor străini care îl căutau pe Părintele Benedict, dar care nu doar îl căutau, ci mai ales îi împlineau cuvintele. Și mă bucur că în această carte de mărturii, care a fost publicată la editura Cuvântul Vieții, sunt câteva dintre cuvintele pline de recunoștință ale celor care l-au întâlnit pe Părintele Benedict, unii dintre ei, puțini fiind de față, și regret că această carte nu a putut fi realizată în 1990, atunci când am trecut la cele veșnice părintele și când trăiau foarte mulți dintre cei care l-au cunoscut și l-au vizitat la Mănăstirea Cernica sau la Catedrala Patriarhală din București. Însă cred că la o viitoare reeditare a acestei lucrări s-ar mai putea adăuga și alte mărturii față de cele deja existente în această carte. În toată lucrarea sa, Părintele Benedict a avut doar un singur țel, acela de a dobândi viața veșnică. El rămâne de aceea un model nu doar pentru monah, ci și pentru slujitorii bisericii, pe unii dintre ei îndrumându-i cu multă înțelepciune și răbdare. Și am dorit de aceea ca Părintele Profesor Vasile Gordon să fie unul dintre cei care ar putea spune câteva cuvinte în acest sens, Părintele bucurându-se de întâlnirea personală și de sfaturile pe care le oferea atât lui cât și soției, dar și întregii familii, pentru că este cunoscută prietenia pe care Părintele Benedict Iuș a avut-o cu Părintele Constantin Voicescu, care l-a și ajutat la diortosirea proloagilor și care i-a fost alături în ultimii ani, cel puțin în ultimii 15 ani ai vieții sale. Deci, cu aceste cuvinte de mulțumire pentru momentul care este dedicat Părintelui Arhimandrit Benedict Iuș și pentru această recunoștință pe care o datorăm celor care au trăit în mod exemplar Evanghelia, doresc astfel de apariții să mai fie în atenția sectorului cultural și a editurii Cuvântul Vieții al Arhiepiscopiei Bucureștilor, dar și în atenția altor edituri, pentru a pune în lumină viața și petrecerea celor aleși, așa cum Părintele Benedict Ghiuș a avut atât de mare grijă față de viața și petrecerea Sfinților, pe care i-a cinstit printr-o îndelungată lucrare. Cuvinte de mulțumire părinților prezenți și tuturor celor care sunt de față la acest moment și dacă în sală mai este vreo persoană apropiată Părintelui Benedict Ghiuș și în puținele minute pe care le mai avem ar putea să ne aducă o mărturie, adresez invitația de a ne spune câteva cuvinte, pentru că sunt câțiva dintre autorii mărturisirilor din această